Salut, eu sunt Darin și Yanksy la un episod de pe acest canal. Să jucăm FIFA 19 care era cu Juventus. Astăzi am vrut să vă arăt că am mai pus câțiva jucători pe lista, în shortlist. Ramos, Pogba, Wijnaldum, David Silva, Rodriguez și Koke. Poate cândva o să iau. Momentan nu, că e gata perioada de transferuri și astăzi vom avea două meciuri, unul cu Napoli și unul cu Young Boys din Champions League. Și hai să vedem ce se întâmplă. Ok, se pare că am primit o ofertă de transfer pentru Matuidi de 32 de milioane de la Barça. Păi nu o să-l dau momentan acum, pentru că nu e lista de transferuri. Dacă ar fi lista de transferuri, l-aș da. Bine, perioada de transferuri l-aș da. Doar că nu e. Juventus întâlnește Napoli în Serie A. Juventus are lovitoare de începere. Urcă Cancelo, Dybala. Ronaldo, Ronaldo centrare către Coman. Centrare, vine Ronaldo. Aleargă Alexandru. Khedira greșește pas. Emre Can, pasă bună către Coman. Ronaldo. Vine Can și se face 1 la 0 pentru Juventus. Deschide scorul versus Napoli. Emre Can. Coman pasă bună către Ronaldo, acesta mai departe către Emre Can și se face 1 la 0. Emre Can foarte bine pasă către Paulo Dybala. 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 Coman. A încercat să întoarcă către Ronaldo. Centrare bună, sare Ronaldo, lovește. Coman, pasă bună către Ronaldo. Ronaldo. Coman! 2 la 0 Juventus. Minutul 63 se face 2 la 0. Ronaldo se întoarce foarte bine cu adversarul în spate, portarul. Și simte pe Coman și se face 2 la 0. Nu este opsai Kramaric. Centrează Kramaric. Foarte bine. Prinde Szczęsny. Fluier final, Juventus câștigă cu 2 la 0 împotriva celor de la Napoli. Goluri marcate de Coman și Emre Can. Oferta de transfer pentru Spinazzola. Voi negocia, încerc să scot undeva la 20 de milioane pe Spinazzola. Pentru că nu-l folosești, că are și overe mic. Nu știu la ce vor cei de la Liverpool. 20 de milioane. Acceptat sau nu? 16 milioane. Hai, 20. Acceptă 20 de milioane pentru Spinazzola. Acum sperăm să plece. Cred că o să joc și cu Perin. Sau o să fac o altă echipă. O să dau pe Professional pentru că mi se pare un pic prea ușor pe semi-pro. Bine, nu mă cred un pro player sau ceva de genul, dar hai să vedem cu Young Boys. Opa, avem și transfer pentru Chiellini de la Real Madrid. Voi negocia, pentru că Chiellini este destul de bătrân, n-am ce face cu el. Hai să vedem. Vor să-mi dea 31 de milioane. Eu încerc cu 45 de milioane. Pentru Chiellini 31. Vreau să-l prostesc așa pe Zidane, că Zidane are bani. Hai, 45. Dă 45. Bravo, mă, dă 45 pe Chiellini. Foarte bine. Dacă dă 45. S-a accidentat Khedira 3 luni. E bine. Juventus întâlnește Young Boys în grupele Champions League. Am schimbat și dificultatea ca să nu fie atât de ușor. Stăm bine. Hai să vedem. Young Boys, ocazie bună. Young Boys. Vine șutul. Intervine Szczęsny. Foarte, foarte bine. Centrare. Respingem slab. Respinge Coman. Ocazie.
Mamă, Young Boys recuperează. Recuperăm și plecăm pe contraatac prin Emre Can, Dybala, Ronaldo, Cristiano. Ronaldo pasă bună către Dybala. Dybala. Ah! Mă încerca să o întorc să dau șut de acolo, dar cred că trebuie să încerc șutul cu Dybala. Pasă bună Bentancur. Dybala. Coman. Ronaldo cu șutul! Ronaldo! Șut excepțional în poartă celor de Young Boys. Ronaldo, torpilă! Nu mă așteptam să dau gol de aici. Vai lău! Ta torpila! Și Ronaldo face 1-0 față celor de Young Boys. Cancelo, foarte bine, pasă către Dybala. Paulo Dybala. Vine Matuidi! Șut în blocaj. Young Boys aruncă cu mingile afară. Bentancur. Nu-mi dă de jucător, nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Bună, pasă către Coman. Coman. Vine Matuidi! Bară Matuidi! Dybala e mic, mă, de statură. Matuidi, călcâi bun, Bentancur. Matuidi, Cian, Dybala, intrare slavă, lungă, cu capul gol! Ia, voi se egalează, ur. Ronaldo, Coman, vine Costa! Douglas Costa face 2-1 pentru Juventus. 2-1 Douglas Costa. La prima atingere de balon face 2-1 pentru Juventus. Man. Cum am pasă bună către Ronaldo? Bentancur. Nu dă drumul la pasă Bentancur. Pierde minge. Bentancur. Ronaldo, să-l vedem pe aici, Ronaldo. Ronaldo, trage Ronaldo și face 3-1 Cristiano. Ronaldo face 3-1 pentru Juventus. Foarte mult șutul acestuia pe jos și se face 3-1. Boys. Prin Mueniagiu. Nu știu cum se citește. Citește ce am văzut. Se dă penalti pentru Young Boys, Bernardeschi o comite, abia a intrat și o comite, face penalti, iar Young Boys pot reveni în match dacă Szczęsny va apăra. Vedem, Szczęsny, Szczęsny, apără Szczęsny! Și este fluier final, Juventus câștigă cu 3-1. Împotriva celor de la Young Boys. Cam atât cu acest episod, eu am fost Dani și ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune, pa, pa!